Fuziunea dintre UNPR și PPDD pare să funcționeze în prezent în județul Gorj. O primă întâlnire comună între reprezentanții celor două formațiuni politice a avut loc în această săptămână. În cadrul ședinței au fost stabilite prioritățile pentru perioada care urmează. Fuziunea dintre UNPR și PPDD va fi bazată pe ajutor reciproc, susțin liderii celor două partide. Liderul PPDD, Robert Filip, a declarat că noul UNPR va funcționa cu doi copreședinți, însă după ce vor fi organizate alegeri, va fi stabilit un singur președinte. El spune că nu este interesat de o funcție de conducere. Dacă veneam după funcții, făceam alegeri statutare și la PPDD ca să mă voteze președinte. N-am vrut, eu sunt tot președinte interimar acum. Pentru că nu m-a interesat de la început. Eu am fost numit de către București în momentul în care au fost anumite probleme și am încercat să le rezolv. În rest, dacă vroiam funcții, stăteam președinte, făceam alegeri, mă alegeau, nu știam eu că se face fuziune cu UNPR-ul, vă dați seama. În săptămânile care urmează vor avea loc întâlniri și în teritoriu pentru noi discuții cu președinții de organizații, dar și cu aleșii locali. În viitor urmează să ne întâlnim și cu liderii organizațiilor județene și cu președinții de organizații din toate localitățile și consilierii pe care avem noi și pe care au dumneavoastră, primari, viceprimari și alte funcții de conducere din județ. Liderii celor două partide de la nivel central au anunțat această fuziune la sfârșitul lunii trecute. Potrivit acestora, este vorba despre o fuziune prin absorpție și o serie de lideri ai fostului PPDD urmează să primească funcții în conducerea UNPR.